Salutări și bine ați venit pe Plus.ro, unica platformă video din România cu informații în domeniul ospitalității. Doar aici primiți conținut relevant și interesant în fiecare zi. Dacă vă place și nu vreți să pierdeți următoarele clipuri, apăsați subscribe. Dacă sunteți om, șanse mari sunt să vă placă și cafeaua sau cel puțin băuturile preparate din aceasta. Iar dacă ne uităm la cifrele ultimilor ani, la număr de localuri Starbucks deschise și la toate coffee to go apărute pe marile artere din marile orașe, e clar că România are o pasiune pentru cafea. Cât de matură este în schimb această pasiune și cât de mulți consumatori sunt și cunoscători ce trec în sfera cafele artizanale, asta este mai greu de spus. În schimb, în ultimii ani încep să apară din ce în ce mai multe localuri ce servesc acest tip de cafea artizanală. În plus, alături de ele apar și prime prăjitorii locale. Dacă vă întrebați de ce contează cum este plăjită, atunci avem o veste bună. Se anunță un eveniment în care puteți învăța multe de la cei mai buni. Pe 16 septembrie, în București, în proaspătul restaurat Palatul Universul, are loc o competiție de care vrei să știi. True Artisan Coffee Festival. Adun în același loc mulți barista, multe echipamente și multe cafele. Se anunță un jur priceput, atât local cât și internațional, ce va alege un câștigător al ediției. Dacă vă sună interesant, găsiți linkul evenimentului în descrierea de mai jos. Avem și o întrebare. Câți dintre dumneavoastră și cunoscuți apropiați sunteți consumatori de cafea artizanală? Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați! Dacă ți-aflat ceva nou și util, dați un share și subscribe pentru a nu rata următoarele clipuri. Numai de bine!